Mâncarea nesănătoasă, aerul poluat și aglomerația sunt câteva dintre motivele pentru care unii oameni preferă să se refugieze în mediul rural, după pensionare sau chiar înainte. Aceștia preferă liniștea din sate în defavoarea stresului unui oraș. Credem că viața la țară este mai sănătoasă, în primul rând pentru produsele alimentare eco și pentru aerul curat. Chiar dacă majoritatea orășenilor se înghesuie să plece la țară, sunt și persoane care preferă să simtă toată viața asfaltul sub tălpile pantofilor. De ce credeți că viața la țară este mai sănătoasă? Până ce mâncăm mâncări de ale, cum să zice, bine, o energetică, cum să zic, no. De ale, cum le facem noi? De ce? Nu punem chimicale, nu punem nică în ele. Și trebuie să luăm exemplu de acolo. Trebuie să luăm, credeți-mă. Care cap mai bun țăranul? Pentru că este aer curat, sunt fructe proaspete, pomi, soare mult, apă sănătoasă. Eu acolo am crescut, la oraș numai de 50 de ani. Pentru aer curat. Da. Și pentru munca fizică. Fiindcă mănânci natural. Și aerul e altfel. Deci, mă rog, cui îi place, asta e. Aer mai curat. Pentru că nu este poluare, sunt pomi. Din păcate, din Zalău, toți pomii se taie în loc ca să se planteze altele și e mai liniște. Oamenii sunt mult mai prietenoși. M-ați nimerit. Eu am lăsat orașul și m-am mutat la țară. Din toate punctele de vedere. Sănătate, aer curat, apă bună, liniște. Și pe urmă beneficiez de bunătățile care ți le dă pământul. Flori, pomi, legume, animăluțe lângă tine care te destinde psihic. Deci cam toate astea formează un nou univers. Aici uitați-vă ce, poluare, zgomot, oameni de toate categoriile care îți intră vrând nevrând în mental și te deranjează și cu asta basta. Păi oricum se trăiește mai sănătos, că fiindcă ei cresc tot acolo. Nu mâncă toate chimicale ca noi. Asta e toate. Aerul și alimentele sunt mai bune. Că sunt care pregătește pentru familia ei, nu? Care aduce la oraș, poate că are un pic de chimicale în piață. Pentru aer curată, pentru munca, că omul trebuie să aibă grijă de ca să se miște și așa ceva. Care aerul mai curat? Pentru că mănânci mai sănătos, în primul rând. Deci îți cultivi în grădină legumele, pui ce vrei la ele. Eu personal am o grădină grozavă de legume și nici nu prea cumpăr. Foarte rar. Numai primele care apar primăvara. Atât. Pentru că e la țară.